la Sintra. Eu cred că și țările astea care am fost comuniste din Europa, da, datorăm permisiunii pentru, Moscovei. Pentru glasnost, într-adevăr, pentru transparență, pentru libertate, pentru adevăr, pentru lucrurile care oamenii, cum v-am spus, le apreciază ca sănătatea. De sănătatea, o spun mereu acest lucru, sănătatea, pentru că asta poate să înțeleagă oricine. De sănătatea o apreciez când nu ai. În momentul în care ești bolnav, nu te mai interesează nimic. Vrei să fii sănătos. În momentul în care ești sănătos, te interesează ce mănânci, cum te distrezi, ce mai faci. Așa este și problema libertății, problema păcii. Deci probleme fundamentale pentru care eu aștept să fiu judecat, pentru că eu aș vrea să fiu judecat, de-abia aștept să fiu judecat cu duritate de poporul român, pentru ceea ce era datoria mea să fac. Să mi se spună, pentru că aici nu ai acționat în România, în loc de pace a fost război. Am fost atacați. Este în țară ordine. Și asta e adevărat. Văd acum un film pe Discovery cum se reașează toată gândirea despre Nixon în America și încet, încet... A fost un mare președinte. Eu nu vreau să spun acum, poate e nepoliticos, să așteptăm să treacă 20-30 de ani să vedem locul fiecărui președinte după 90 în România. E singur. Oricum lucrul se va întâmpla. Dar am rămas uimit și m-am pus și eu la punct ce a făcut Nixon, ce n-a făcut, dar iată că americanii, văzând cine a fost înaintea lui și cine a mai venit după, au început să reconsidere exact poziția lui și tot din cauza politicii externe. Nixon a avut un singur... Am învățat și asta. Nixon a avut o frustrare enormă care a avut-o în fața presei. Deci presa nu l-a iubit niciodată. Presa l-a iubit pe Kennedy, l-a creat, pe Nixon nu l-a iubit. Și el a suferit enorm pe lucrul ăsta. Da, și dumneavoastră, sau așa apare tot în presă câteodată. Tocmai sunteți pus în situația, sunt răstălmăcit, tot ce e negru în societatea românească, presa exagerează. Sau pune mai mult pe prima pagină, credeți? Cum să vă spun, toate discuțiile se poartă pe ce ar fi spus președintele. Deci a auzit cineva de la altcineva că președintele ar fi spus, scrie acest lucru și după aia să discute. Da, asta e altă problemă. Eu am învățat, de pildă, că nu te poți supăra pe presă niciodată, așa cum nu te poți supăra pe oameni. Și cineva spunea o vorbă foarte interesantă, a te supăra pe presă pentru că nu apreciază că faci bine ceea ce faci, este ca și cum și a cere presei să aprecieze că faci bine ceea ce trebuie să faci, este ca și cum ai cere unui taur să nu te atace fiindcă ești vegetarian. Nu asta este problema. Trebuie de la început să-ți asumi riscurile. Da. Să fii convins că ceea ce faci este corect, că este cinstit, pentru că istoria de care vorbeați dumneavoastră nu e o ficțiune. Istoria te recuperează. Mai intervine să un lucru românesc aici care este extraordinar. Sunteți vegetarian? Că eu sunt taur. Nu sunt vegetarian, deci așa că atacați, puneți cornul, băgați cornul în jos. Nu, atac e ziua dumneavoastră, mă schimbăm vorbe. Însă... Vă întreb, ați alunecat ușor pe lângă povestea aia cu anul 2000. Dacă spuneți că la nivel de economic câteodată poți începe o reconstrucție atunci când ajungi jos, procentajele de astăzi vă ambiționează? Am mai spus de multe ori, nu mă interesează decât vă limpezesc, vă ajută să vă... Nu mă interesează decât ca stare de spirit a populației pe care un președinte trebuie să o ia în considerare toată vremea și eu iau totdeauna ce este mai negativ în considerare în ceea ce mă privește. Pentru că românii au multe păcate, dar nu sunt tâmpiți. Dacă vii la ușa unui român și îl întrebi mâine, dacă duminică sunt alegeri prezidențiale, dumneata cu cine votezi? El știe foarte bine că mâine, duminică, nu sunt alegeri prezidențiale. El îți răspunde, dom'le, ce fac eu? Mie e frig în casă, iată că iar s-au scumpit la piață, ia să-i mai dau eu așa. Știți de ce mi-a plăcut povestea asta cu nu putem reuși decât împreună? M-au invitat toate niște colegi ziariști și hai să e la sala patului cu Alianța Civică. Sunt băieți subțiri, intelectuali, să vedem ce zice. Și am intrat acolo și eram lângă un prieten poet și în față era un domn și adusese niște beri reci într-o pungă de un leu. Și le pusese așa sub scaun și prietenul meu ăsta a plecat, a luat două beri din pungă, mi-a dat și mie una și ăla s-a întors. Ce faceți, bere? Luați din bere? Nu putem reuși decât împreună.
aceleași prieteni se pot discuta. Chiar ar trebui, v-ați gândit vreodată că în momentele grele, cum a fost și cu Roosevelt și cu alții, și oricine aici, iarăși depersonalizăm puțin, președinte, în vremuri mai grele, mai austere, n-ar trebui să... El avea o chestie la gura sobei, spunea Roosevelt, la radio. Dom'le, ieșitul ăsta puțin mai des explicatul, starea națiunii în care ne aflăm, dacă tot eu sunt președintele tuturor românilor sau cu tare, văd că ăla nu vă spune, vă spun părerea mea de cetățean, eu vin și vă spun. Asta este. Atâta sau am estima greșit. Eu cred că numai sinceritatea ne mai poate... Aici este greșeala. Pentru ca să nu mai spuneți că ați dat un comunicat, l-a luat consilierul, l-a mai redactat puțin, l-a dat la nu știu ce ziarul, a ales partea cu... A fost odată și pe curând am încălecat poșa. De ce nu... De ce nu aveți un purtător de cuvânt, iată, de 4 ani de zile? Nu, am purtător de cuvânt, mă rog, și se simte, pardon, de câteva luni. Dar șase luni. De ce primi 3 ani, 2 ani jumate? Eu am greșit, deci recunosc că asta a fost o greșeală care am făcut-o mare. Am pierdut contactul, am pierdut dialogul cu populația pentru că am plecat de la o idee greșită. Că dacă, în primul rând, dacă ai un serviciu, cum am considerat eu, stai și muncești acolo și lumea o să observe că ai făcut. Nu e adevărat. Omul așteaptă, în primul rând, să-i și spui. Dom'le, fii atent că eu am făcut chestia asta. Eu am crezut că o să vină alții să spună. Dom'le, uite că s-au făcut... El privește pe președinte și ca pe proprietatea lui. Dom'le, te-am ales, ești al meu. Eu am crezut că o să te plătesc, mai... spune-mi măcar. Da, eu am crezut însă că o să mai fie și alți oameni care o să spună, dom'le, uite, a fost o problemă importantă pentru România. Uite, președintele a făcut chestia asta. M-am convins că nimeni nu vorbește. N-am văzut multă lume plângând la poartă pe la Cotroceni. Ieșind din Cotroceni. Cred că am greșit. Pentru că am pierdut acest contact direct de tipul ăsta care suntem acum, deci în care se pune o întrebare, răspuns, spui ce este adevărat, fiindcă omul simte, să simte dacă trișezi. Televizorul, cât pare el așa o sticlă... Asta e una din cheile succesului meu. Da. Sinceritatea, vedeți? Aici nu se pot da ordonanțe de urgență. Nu numai... Sunt și la noi sondaje, mai așa, mai... Să știți că nu numai Roosevelt, Clinton face treaba asta. Clinton săptămânal... Vine pe pagiște, își pune... Nu numai pe pagiște, are emisiuni, are emisiuni la radio, da, în fiecare săptămână. Vine la televizor. Deci el vorbește cu oamenii. Însă el a venit președinte după Bush. N-a venit după cineva care a venit după altcineva, ca la noi. Ori, mie mi-a fost... Am cedat aici că în momentul în care asta apar pe ecran... Asta o iau pentru acasă, că n-am prins-o prea bine. Ideea... Asta e interesant. O să luați la Cața Vencu un premiu. Deci eu am venit ca cineva după altcineva. E interesant. Însă, la noi ideea asta, lumea era saturată. A spus, dom'le, iar vine ca Ceaușescu acum. Iar toată ziua deschidem televizorul, tot pe Constantinescu. Și comuniștii au zis, bună ziua, să rămână mamă. Acum, nu toate lucrurile au fost compromise în România, că le-au făcut comuniștii. A trebuit 3 ani. Și hai să fim serioși. Ceaușescu nu venea decât de anul nou. Și ne spunea cuvântări stricte, da, mă rog, sau la congres. Ceaușescu nu venea la televizor. E adevărat, că era toată ziua Ceaușescu, da, de sus până jos. Dar poate că ar fi... Adică la noi e un fel de... Nu trebuie să aruncăm tot. Eu aș putea spune, adică nu numai că nu le-am aruncat. La noi este o chestie... Ne-am întors săpădos. Deci, acum am ajuns într-o situație simetric, aproape am plecat de unde am venit. Deci, pe vremea lui Ceaușescu, toată lumea îl lăuda pe Ceaușescu, fără excepție. Acum toată lumea îl critică pe președinte, fără excepție. Deci unanimitatea s-a realizat. Nu a semnul s-a schimbat. Unde îl lăudau pe Ceaușescu? În presă. Ai lui? Ai lui. Ai lui erau toți. Care nu erau? Eu nu eram al lui. A, dar acasă, cu prietenii. Nu. Eu vorbesc îmi pare ce se întâmplă foarte... pe televizor. Când am făcut o cerere să plec afară, atât aveam în dosarul de securitate. Călinescu spune bancuri și îl critică pe Ceaușescu, dar și actor, îl lăsăm în pace. Deci scrisese asta. Este adevărat. Eu am început să înțeleg că se va întâmpla ceva când am văzut pentru prima dată, vreo câteva luni înainte, pe marginea traseului, ăia care îl păzeau, și începuseră să cam murmure printre din zgâra. Opa, zic, le-am mai pierit din ele, nu mai ne îmbrânceau așa tare, mai ne lăsau să trece. Dar nu, și eu conștiincios l-am întrebat, dar pot să trec pe zero? Deci, dar ce ai vrea?
12. Deci, zic, dacă gradații au început să... Și normal că ei l-au livrat la Târgoviște pachet. Adevărat. Deci asta este un lucru. Multe lucruri pot ideea, fi ideea, discutate. Ideea asta, să știți că... Mă mai întorc încă o dată. Acum, a zis că veni și cu bani de acasă. A zis că veni cu bani de acasă, dar eu iau nu ideea... Nu mai știu valoarea lor, acum cât e dolarul. Ideea asta, să știți că am să o pun în aplicare și am să o pun în aplicare într-o manieră foarte directă. Deci, emisiuni de vorbă cu oamenii pe baza a ceea ce oamenii întreabă. Deci eu sunt dispus să răspund la orice fel de întrebări. Domnul profesor, să fiți atent la povestea cu hainele împăratului. Și în democrație sunt amatori să vă spună că sunteți înalt, brunet, cu ochii albaștri, că semănați cu Redford, că... Îmi pare foarte rău. Nu, dar sunt, nu? Nu. Nu sunt? Nu. Adică la noi este un sport național, arătați-mi mie undeva... Nu, înăuntru, pe nu. La servici, nu. Pe la... Nu, la cea colaboratorii mei... Convenție, pe la... Nu? Nu. Nu. Nu e, la un moment dat vreau să vă spun că mi-ar mai place să fie câte unul. Am înțeles. La noi spun, ați văzut vreodată să mă laude pe cineva? Ați văzut vreodată pe televizor în 3 ani de zile cineva care să mă laude? Nu, chiar unul singur. Ați văzut vreodată? În ultimii 3 ani? Da. Sau în primii 3 ani? Nu. Da. În ultimii. Sunt și astfel de situații. Asta este problema. Dacă ne-am fi lămurit, nu ne-am fi lămurit, asta e de discutat. O să vedem acum fiecare ce se înțelege la capătul celălalt al tunelului. Fiecare va depune și prin presă și pe la colțurile străzilor și așa mai departe înțelegerea personală a acestei convorbiri, pentru care eu oricum vă mulțumesc pentru că așa cum am început, mulțumesc oricui care vine la mine în emisiune, mai ales când este și ziua lui. Eu ofer tuturor celor care vin la emisiunea mea imunitate televizionistică, să zic așa. Cred că stupiditatea unora care vă văd numai sobru sau umblând pe cai alb sau pe nori, ce a căutat președintele la surpriză, ce țară arde și Milică se pia sau chestii de astea, nu cred în ele, pentru că de 2000 de ani am fost loviți de necaz, am fost loviți de aia, de aia, de aia, dar nu ne-am pierdut umorul. A ne ascunde acum după declarații și după imagini care fac parte din... un arsenal destructiv, nu cred că ne caracterizează și pentru asta sunt dispus și eu să fiu aici în această emisiune, invitând de la stânga la dreapta pe toată lumea. N-am susținut niciodată pe nimeni, nu am voie să o fac. Spectatorii știu asta și simt și am adoptat întotdeauna sinceritatea. E firesc să explic și eu niște lucruri. Sunteți șeful statului, nu puteam să încep să vă alerg pe aici cu patine, cu rotile, cu barda răzbunării sau să vă dau drumul la o clocită de la pod. Oricând și oriunde, și în Germania și în Franța, și Jacques Chirac și Bill Clinton și Elțin și astea sunt considerați întotdeauna, începând cu demnitatea, oricât o aburesc eu cu omul și cu nu știu ce, sunteți șeful statului. Cred oricum că am încercat să fim puțin mai relaxați. Sobrietate. Deodată am devenit un popor foarte atent la religie, am dat-o de la ședințele de partid, acum umblăm serioși, sobri, discutăm tot felul de lucruri. Cred că împreună și cu cei din stânga, și cu cei din mijloc, și cu cei din dreapta, dacă nu vom face decât să ne lovim pe sub picioare, și mă refer acum și la lumea mea, a presei, a televiziunii și așa mai departe, nu vom face nimic bun. Cred că există loc și la dumneavoastră, și la contracandidații noastre, și la oricine vrea să ia acest loc, o mulțime de motive să-l ia sau să nu-l ia. Lucrurile sunt mult mai grele, ne-am supărat pe Brucan atunci când a spus 20 de ani,
probabil că este una din aserțiunile foarte adevărate pe care le-am auzit și asta a fost întărit atunci când l-am auzit pe domnul Coposu care spunea Brucan e mic copil, cred că vor trece 50 de ani. În acest sens, curajul celor care se înscriu în astfel de curse trebuie de admirat pentru că e mult mai ușor, așa cum sunt de acord cu dumneavoastră, să fii președintele Statelor Unite după 200-300 de ani de luptă cu democrația. A încercat să limpezim acum aceste lucruri e și foarte greu pe de altă parte, dar numai sinceritatea ne va putea salva pe toți. Cum să spun, când am întrebat-o pe bunica mea cum au câștigat legionarii începând din 1920 aderență, fără faxuri, fără radio, fără... veneau, ajutau, străgeau apă din fântână, păreau în regulă patrioți, naționaliști, cu Dumnezeu înainte, deci din om în om. Și atunci lucrurile au grele și la 1900 și la 1800, nu știu de ce aici tot timpul. Și cu asta sunt de acord când a spus dumneavoastră că noi și bulgarii n-am ajuns pe ultimele locuri în cursa asta europeană, ci de aici pornim. Și totdeauna, dacă ei sunt cu 10 ture de stadion înaintea noastră, ne trebuie foarte mult antrenament, proteine, vitamine, dar și susținerea publicului ca să ajungem acolo. Important e că suntem în cursă. Da. Că alții sunt afara stadionului. Dumnezeu știe. Ura asta, racilele astea care ne caracterizează, rău a început din 92 în România, rău a început din 96, pe mine mă fac să zâmbesc și în sinea lor cred că și pe oameni. Încet, încet nu mai pot fi câștigate alegeri cu ăia pe cartea adversarului. Încet, încet, cred că toată lumea și de acolo, și de acolo trebuie să-și păstreze specialiștii, să-și paseze de la o guvernare la alta, pentru că sunt, iată, cum e ministrul de externe, care trebuie să ducă la OSCE. Păi cum ar fi acum să vină alții și să-l ia de guler, să-l arunce acolo? E o nebunie întreagă. Doar cu algoritmuri, doar cu orgolii personale și cu așa mai departe, ținem populația, de fapt, în frig și înfometată, pentru că nu reușim să trecem de aceste lucruri. Cred că acel nenorocit de consens care trebuie să facă nu numai în sânul partidelor, ci și transpartide, va trebui realizat, pentru că altfel vă spun eu, dumneavoastră candidați, nu candidați, câștigați, nu câștigați, câștigă Iliescu, Meleșcanu sau cine mai era pe listă, tot nu o să se întâmple nimic. Și nu o să se întâmple nimic pentru că dacă nu se... Și chiar îmi asum aceste lucruri care pot părea vorbe goale. Așa cum eu, dintr-un chiul imens și o lene predecembristă, am învățat pe pielea mea că dacă nu mă trezesc și nu muncesc 14 ore pe zi și nu am responsabilitatea 40-50 de oameni, nimeni nu are și nimeni nu-i pasă, vă spun eu. Și toată lumea stă acasă, roade un pișcot și zice, e mai mișto Gălinescu sau nu, ia să văd pe celălalt canal sau celălalt canal. Mi-am dat seama, eu nu sunt nici om de televiziune, nici analist politic, nici jurnalist de frunte, nici nimic. De ce deocamdată continui alături de ProTV și ProTV-ul cu mine cursa? Pentru că suntem cât se poate de sinceri. Cât putem noi și cât înțelegem să fim sinceri. Eu nu vin aici să zic sunt șmecher, am terminat la Harvard sau nu știu ce, dar vorbesc din suflet și spun lucrurile din suflet. Poate că am greșit, poate că n-am greșit, vom vedea. Dar a da întâi cu capul de piatră pe cineva și după aceea să vezi dacă are ceva în el, asta mi se pare deja depășit. Numai împreună, și eu extind acum sloganul ăla, că nu l-am spus întâmplător cu berea, peste toată lumea. Invitații mei aici împart lumea post-decembristă în două perioade. Oamenii din partea asta spun că povestea a început din 92 și a fost mai grea povara decât am estimat-o noi și de asta n-am reușit în 200 de zile, iar cei care acum stau și acumulează procente doar pentru că greșiți dumneavoastră toți cei care ați venit la putere 96,
Iarăși nu mi se pare o mare șmecherie, pentru că poate să vină la putere. Și ce o să spună? Trebuie să reparăm ce au greșit ăștia din 96. Eu nu cred că mai trebuie reparat nici din 96, nici din 92. Trebuie să mergem înainte. Trebuie să păstrăm ce am făcut bun, să preluăm tot timpul, să mai punem o cărămidă. Păi dacă facem tot timpul ca mișterul Manole, ne ducem pe burtă cu toții și atunci Dumnezeu... Păi nu pot să uit întrebarea asta. Credeți în Dumnezeu? Da. Vă sfătuiți câteodată, vă ceartă, vă alergă prin curte noaptea, vă... Emile, Emile. Da. N-am avut ochelarii să-mi pun, dar... Răspunsul ăsta... Am drept de autor. Răspunsul ăsta al dumneavoastră e de generic, vă spun eu. Să mulțumim de asemenea celor care probabil vă susțin în mod necondiționat, doamna Nadia Constantinescu, fata dumneavoastră Norina Constantinescu, proaspăt căsătorită, Dragoș Constantinescu și cu soția Sana, pentru că sunt două evenimente izbutite, trei, iată, cu OSCE-ul anul ăsta, căsătoria Norinei și faptul că ați devenit bunic. Domnule președinte... Cam prea multe pentru noi. Domn profesor, să fiți sănătos, e o vârstă frumoasă, vedeți ce faceți cu ea, vedeți ce faceți cu noi cetățenii, cât putem să încercăm să scuturăm cu totul. Trebuie să mă duc totuși în partea aia să vă ofer cadou. Aveți aici, iată, un set de caricaturi făcute de Romeo Răileanu. Da? Să-mi pun ochelarii să le văd? Recunoașteți, sunt așa de sugestiv. Băieți bun, da. 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 Luați-l. Parcă-l cunosc pe domnul Remeș. Să vă... Cine nu-l cunoaște pe bancnota de arată bine. 200 de milioane care o să o avem? Pentru că știu că țineți foarte mult la cărți, ați făcut o greșeală pe care eu nu o fac, ați împrumutat cărți, nu le-ați mai primit înapoi. Trilogia lui Blaga, Trilogia Culturii, și pentru că ați fost de multe ori în situația lui Hakkinen și a lui Schumacher, v-ați mai rupt piciorul, v-a mai lăsat mașina. Atenție însă, deci, cum conduceți. Aveți aici o butelie de panciu care se intitulează Mileniu 3 și să vină și prietenii mei de la Holograf, pentru că au o melodie în premieră. Se instalează prietenii de la Holograf. Mai am ceva pregătit pentru dumneavoastră și rog caseta să se deruleze, să ne aducem aminte de primii trei ani. Las locul. Președinte, bine ați venit în țara noastră! Am mai trecut un an prin noi, eu am venit de la Hanoi și țara e la fel cum am lăsat-o. V-am promis case și pământ, dar nu ne-am ținut de cuvânt și leapa, să fiu sincer, n-am săltat-o. Contractul s-a terminat, dar eu nu v-am dat să aveți ce pune în gură. Nici bani pentru bunici, nici pentru cei mici, și nu v-am dat căldură. Domnul Diaconescu,
domnul Quintus. Eu zic să ne înțelegem noi între noi ai noștri, până nu vin ceilalți colegi de coaliție. Bine? Când să-mi spui care e lista, tăia somn. Cu remanierea? Bineînțeles, cu remanierea. Cu remanierea? Ia uitați. Ce e, mă, Victor? Ia uitați, acolo pe perete, nu e un gândac mare că toate zilele? Lasă-vă că-i mic, dar așa-l vezi tu mare. Ce sunteți decis să faceți acum la întoarcerea? Deci, sunt decis, când mă întorc acasă, să continuăm reforma. Să eradicăm din rădăcini corupția. Să facem, eventual, spre sfârșitul lunii, o nouă remaniere guvernamentală. Și, bineînțeles, să creștem nivelul de trai. Într-un cuvânt, să facem și să dregem. Am mai trecut un an de stres de când pe mine m-ați ales, crezând că tot ce am spus de-acum se face. Domnilor, v-ar interesa o mutare în plic? Da, dar dacă acceptați și voi mutări anticipate. Cine este la mutare? Noi suntem. Roman, atac la G1. De când așteptam? G1. Păi dacă vin! Domnul președinte! H2! F2! Ah, ce scap! Poate mai câștigăm un tempo. Da, dar nu se știe pentru cât timp. Nu vreau să spun că v-am mințit, dar efectiv n-am reușit, căci opoziția nu mă lasă în pace. Bună ora, seara, am venit pe otopen în avion să pare militar plin cu țigări americane. Uite dovadă, dacă noi ne mișcăm, ne informăm la timp, da? Indiferent ce o să zic că ăsta micul de la ZBB-ul, numai noi să aveți încredere, da? Șeful, ar putea să vină ăștia de la SRI să vă zic că cum că ar fi mâna noastră în legătură cu un avion care a aterizat pe otopen, cu ce să nu-i credeți, domnule? Poftiți, iată, aici îl puteți vedea pe președintele României la lucru. Vă rog să nu-l deranjați cu întrebări inutile, da? Vă rog să nu-l agațați. Nu, vă rog foarte mult, da? Vă rog foarte mult, admirați în tăcere dânsul, aceste broboane de sudare. Dânsul lucrează la o lucrare care va face vâlvă ocolul.